Tot mai mulți fermieri din Republica Moldova renunță la agricultura convențională în favoarea celei ecologice. Asta pentru că din anul 2015 beneficiază de susținerea Prograin Organic, prima companie certificată din țară care a investit în lanțul valoric, iar proiectul agriculturii organice lansat de fondatori a ajuns la nivel național. Afacerea în cauză a fost lansată într-o perioadă de criză. A fost o lansare de la zero, adică nu aveam nici resursele disponibile și nu aveam nici capacități, nici cunoștință, nici specialiști pregătiți în domeniu. În toamna anului 2015 am început cu 6 fermieri. Am semănat culturile de toamnă pe o suprafață de 312 hectare. Noi am fost prima companie din Republica Moldova care am transpus experiența din domeniul convențional în cel ecologic. Beneficiind de suportul partenerilor și proiectelor internaționale, noi am creat așa posibilitate de a efectua pentru fermieri școlarizări, instruiri, deplasări în străinătate pentru la schimb de experiență. Deci oferim asistență în certificarea suprafețelor ecologice, oferim asistență la aplicarea tehnologiilor avansate și evident că am integrat lanțul cu lanțul logistic, adică de la fermier și până la cumpărătorul final în Europa. Dacă să vorbim despre finanțările la care noi suntem parte, unul din programe este parteneriatul durabil pentru securitatea alimentară. Deci este un parteneriat public-privat asistat de guvernul Olandei, prescurtat este FDV, cu ajutorul căruia am reușit să construim terminalul cerealier din portul internațional liber Giurgiulești, cu care ne mândrim și prin care putem acum opera exporturi în toată lumea pe cale maritim. Este unic în felul său în Republica Moldova și este a doilea terminal ca număr de semne în Republica Moldova. Infrastructura depozitului inaugurat în vara anului 2017 a fost proiectată în conformitate cu noile standarde și dotată cu echipamente de ultimă generație. Aceasta are o capacitate de stocare de peste 8.000 de tone, iar condițiile de păstrare a culturilor ecologice corespund celor mai exigente norme europene. Din punct de vedere strategic, el este cel mai important, deoarece noi nu depindem de nimeni, ci ține de export. Un parteneriat public-privat îl avem cu Agenția Austriacă de Dezvoltare, ADA, prin care am reușit să instalăm o linie de decojire în orașul Florești. Liniile tehnologice de decojire a speltei și a mazării amplasate în Florești, de asemenea sunt unice în Republica Moldova. Astăzi numai noi ca companie prestăm așa serviciu și accesăm clienții finali în Europa. Primele țări în care am exportat au fost Bulgaria, Olanda, Germania, Franța, Austria. Deci, momentan, practic, exportăm în toate țările Uniunii Europene. Desigur, ne planificăm ca să exportăm în Orientul Mijlociu, în Canada, în Statele Unite, ale Americii, piețe care sunt în creștere, unde este cererea pentru produsele ecologice. Noi am început cu culturi de grâu, spelta, floarea soarelui, porumb, soia. Atunci, în 2017, am introdus culturi ca boboasă, mazărea, soia, fasola, năutul, OVS-ul, practic toată producția care este ecologică, noi o luăm din câmp. Deodată din câmp, pentru fermieri e foarte convenabil. Depozităm la depozitele noastre certificate în Giurgiulești și în Florești. Pe lângă toate aceste beneficii, Prograin Organic vine în suportul fermierilor ecologici prin livrarea inputurilor pentru cultivarea cerealelor ecologice, cum ar fi material semincier, fertilizanți sau preparate biologice de protecție a plantelor. Până a ajunge la acest nivel, compania Prograin Organic a fost supusă mai multor încercări. Prima,
cea de a convinge fermierii să-și treacă pământurile din sistemul convențional în cel ecologic. Echipa a organizat seminare și întâlniri cu agricultorii din aproape toate raioanele țării. Și după cum tot ce-i nou e privit cu o doză de scepticism, nu mulți au primit cu entuziasm ideea. Perioada anilor 2000-2005 a fost o tentativă de lansare a agriculturii ecologice. Și la acel moment fermierii nu și-au putut realiza producția. Adică fiindcă nu era un sistem logistic bine pus la punct și gândit. Ca rezultat, fermierii au suferit niște pierderi. Aceste dezavantaje au făcut ca să abandoneze sectorul, iar tentativele noastre de a-i convinge pe cei care au început în perioada aceea au fost cu eșec. Fermierii sunt deprinși un pic cu altă tehnologie. Ei în ultimii 20 de ani de acum sunt deprinși ca pe terenurile lor agricole să nu fie buruieni. Nu mai auzeau cum să cultivă și îndată credeau că cultura ecologică numai decât e trecut la sapă. Am strâns o echipă de 60 de fermeri. Ei au fost de acord să participe în proiectul nostru. Au trecut pământurile lor în sistemul ecologic. Astăzi noi deja avem fermieri care sunt satisfăcuți de rezultate și sunt, într-un fel, sunt recunoscători faptului că noi le-am oferit această sistemă unde ei pot să-și dubleze profiturile. Nu numai noi căutând fermierii, ci de acum, în 2017, foarte mulți, ei apelează de acum la noi. La momentul dat, noi avem în sistemul dat 9.000 de hectare. Planificăm să dublăm cifra, aproximativ 20.000 de hectare, să fim în 2019-2020. Selectăm fermierii nu numai după față, dar și unde sunt câmpurile, sunt niște condiții, unde sunt niște zone de protecție. Câmpurile să nu fie ultimii ani prea multe preparate chimice introduse. Agricultura ecologică aduce beneficiu pentru atât pentru sol, cât și pentru fermierii care sunt în teren. Deja de câțiva ani, compania Prograin Organic este laureatul premiului mare la concursul Marca Comercială organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, la nominalizări precum debutul anului, contribuție importantă la dezvoltarea durabilă și altele. De asemenea, câțiva ani consecutiv a luat premiul mare la un alt concurs pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor. În ceea ce ține de certificări, compania întrunește exigențele International Food Standards, care atestă faptul că Prograin Organic acordă o importanță sporită siguranței alimentelor. La fel, este certificată conform standardului GMP plus B3. Proiectul nostru are perspective și prin faptul că tot mai multe persoane doresc să se alimenteze sănătos. Astăzi, oferta de produse ecologice poate acoperi doar 30% din necesarul pe piața mondială. Ne bucur faptul că în ultimul timp am avut cereri și chiar am fost în teritoria pe malul stâng al Nistrului, în Transnistria. Vor de acum 6 fermieri vor să crească și ei producție în acest sistem ecologic. Pasul următor pentru echipa noastră, pentru compania noastră, este să, ca populația locală să folosească cât mai mult produsele ecologice. Deci avem în plan să facem o producere, o panificație din culturile ecologice, ținite pâine, covrici, în general toată panificația. Avem proiecte tot interesante ce ține de producerea laptelui ecologic cu un grup de fermieri. La fel suntem în contact cu companii mari de mezeluri. De ce nu să facem și carne ecologică? Astăzi noi suntem o companie unică în Republica Moldova, care putem acorda asistență pentru fermieri pentru orice component al lanțului valorii. Am creat acest proiect într-o perioadă foarte dificilă, dar având echipa în spate, am trecut prin toate greutățile. Am creat o afacere acasă, o afacere europeană.